găsit, dragii mei! Astăzi vorbim despre nutriție și despre cum trebuie să ne hrănim în această perioadă de izolare sau autoizolare și vorbim cu doamna de la Bazarul Nutriționist. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră virtuală în această perioadă. Plăcere! Avem timp! Da, da! Prima vreme, avem cu toții timp să ne urmăm pasiunile și să încercăm să depășim această perioadă de așteptare. Există situații în care trăim ca într-o paranteză, așteptând viața de după, ce se va întâmpla după pandemie. Doar că eu cred că ne-am dorit cu toții o perioadă pentru noi, o perioadă de regăsire, o perioadă de odihnă, o perioadă în care să petrecem mai mult timp cu copiii noștri, să ne reîntoarcem la lucrurile de bază. Acum am primit toate aceste lucruri și nu prea știm ce să facem cu ele. Respectând recomandările autorităților, eu cred că este momentul să ne facem aceste bucurii, încercând să mâncăm cât mai sănătos, mai ales în această perioadă în care schimbarea de anotimpuri se știe aduce anumite stări de anemie, schimbări bruște de dispoziție și să nu fim tentați să asociem aceste indispoziții, să le asociem neapărat cu coronavirusul. Sfaturile pe care le dau oamenilor cu care lucrez și regulile după care eu personal încerc să mă canalizez sunt cât mai aproape de programul meu, de programul meu normal. Da, nu ieșim afară din casă decât o dată sau de două ori pentru aprovizionare și e foarte important să ne procurăm alimentele de bază. Chiar dacă în ultima vreme s-au făcut foarte multe rezerve constând în celebra făină, drojdie, conserve, dar sunt foarte multe legume și fructe proaspete în această perioadă, în primul rând legume, și tocmai pentru a combate această anemie feriprivă, este principala formă de anemie de care suferă populația într-un procent de aproximativ 30%, femeile în mod special sunt afectate de anemie și copiii în creștere. Se pare că, statistic vorbind, unul din patru școlari suferă de anemie. Apoi mai este o altă provocare, este perioada aceasta postului înainte de sărbătorile pascale, în care ar trebui să ne concentrăm atenția către o sursă de fier non-hemic, cel care se ia din plante, principala sursă de fier, cea care se absoarbe cel mai ușor de către organism, este fierul hemic, cel de origine animală, care se regăsește în mod special în carnea roșie. Se regăsește și în cereale integrale, și în soia, în cacaoa pură, dar putem să facem combinații folosind vegetalele cu vitamina C pentru a ajunge la o valență fierului mai ușor absorbabilă de către organism. Și ca să vin aici cu un exemplu de meniu pe care l-am preparat chiar aseară, brocoli la abur, sotat puțin în puțin unt și ulei vegetal cu fulgi de migdale și am pregătit un pate de roșii deshidratate la soare. Încă mai aveam roșii din frumoasa Sicilie, pe care am vizitat-o primăvara trecută și îmi doresc să mă întorc cât mai curând acolo. Această combinație este o combinație foarte bună pentru absorpția de fier. Putem să facem smoothie din varză cale și portocale. Varza aceasta furajeră este bogată în fier și e mai ușor absorbabil de către organism în prezența vitaminei C din portocală. Putem să combinăm ciocolată neagră împreună cu căpșuni și este o combinație chiar delicioasă și savuroasă. Și în curând o să fie căpșunile astea românești.
în căpșunile românești, dar deocamdată de poftă ne mai putem satisface poftele și cu căpșunile care se găsesc acum pe piață. Ar putea să ne ducem măcar o dată pe săptămână la piață, echipați corespunzător, cu mască, cu mănuși, și să alegem din marea diversitate de legume verzi. Pentru că nu putem să trăim numai cu, cum am spus, cu conserve sau cu făinoase. Și foarte multă lume își petrece acum mult timp în bucătărie și suntem tentați să experimentăm tot felul de prăjiturele. În momentul acesta, fetele mele chiar prepară împreună o prăjitură. Sper să nu am foarte mult de curățat în bucătărie. O, felicitări că aveți acest avantaj. La mine copiii cei trei sunt foarte mici și toată ziua eu petrec în bucătărie, adevărat, să le satisfac lor toate poftele. Dar eu mănânc mai puțin datorită acestui lucru și spun datorită, nu din cauza ta. Da, într-adevăr, este un lucru benefic, e foarte bine și pentru cei care au copii și sunt preocupați de temele lor, de pregătirea hranei. Este extraordinar dacă avem o curte, să putem să ieșim în curte, dar în același timp putem să lăsăm fereastra larg deschisă și să ne bucurăm de soare, care ajută la fixarea vitaminei D în organism, și să ne orientăm către ceea ce avem bun în viața noastră. Eu jucam cu fetele mele, în special cu fetița cea mare, când era mai micuță, la finalul zilei, un joc, ce a fost bine și ce a fost rău. Și cred că e o perioadă foarte bună să jucăm acest joc cu copiii noștri. Și începeam întâi cu lucrurile rele. Ok, ce a fost rău? Păi, spre exemplu, în ziua de azi, pentru că n-am fost la școală, nu m-am văzut cu prietenii mei. Dar ce a fost bun? Păi am ieșit în grădină, m-am jucat cu cățelul, am dormit mai mult, nu m-am mai trezit la ora 6 să mai petrec încă o oră în trafic. Am făcut o prăjitură nouă împreună cu sora mea, pentru că dacă în fiecare zi generăm așteptările acestea pozitive și avem recunoștință către ceva ce s-a întâmplat bun în viața noastră, cercetătorii au arătat, erau niște studii medicale în anii 2003, au arătat că ne îmbunătățește chiar și sistemul imunitar. În perioada aceasta de schimbare a anotimpurilor, oricum sistemul imunitar este ușor instabil și nu trebuie din orice simptom să ne gândim că avem neapărat coronavirus. Repet, trebuie respectate cu strictețe indicațiile autorităților, indicațiile medicilor până se stabilizează această perioadă, pentru că va trece la un moment dat, până se găsește un tratament adecvat și, Doamne ajută, până se găsește vaccinul, dar până atunci ce putem să facem? Putem să facem sport acasă, sunt atât de multe programe online, sau dacă nu facem sport și nu suntem familiarizați cu internetul. Eu am socrii care stau aici în București și au peste 70 de ani. Nu folosesc Skype, nu folosesc Zoom, nu folosesc alte aplicații, dar le place foarte mult muzica populară. Și atunci, care este cea mai bună modalitate de a-ți crea, nu știu, o stare bună? Pentru că, de fapt, sportul nu te ajută să slăbești, te ajută să te modelezi, într-adevăr. Dar atunci când faci sport, se eliberează endorfine, crește starea de bine și asta ajută la ridicarea nivelului de imunitate. Și atunci, le-am spus, alegeți un post de muzică populară care vă place și dansați. Și am zis, luați-l pe tataie, pe socrul meu, și dansați, pentru că asta vă ajută să nu vi se rigidizeze articulațiile, căci lichidul sinovial este cel mai bine stimulat atunci când facem sport. Este cel mai bun stimulent pentru articulațiile noastre. Și deschideți, atâta timp cât dansați, dacă mai nimerești și o sârbă oltenească, că sunt olteni, atunci se pare că au făcut cardio. Deci nu sunt persoanele cărora să le spun, haideți să faceți o oră de zumba sau haideți să faceți, nu știu, o altă oră de cardio. Dar există posibilități de a găsi soluții. Există soluții. Sunt recomandări alimentare specifice fiecărei vârste în parte? Mă refer aici la copii, la adulți și la cei vârstnici? Da, în special pentru cei vârstnici, pentru că dânsii sunt acum
mult mai mult izolați decât suntem noi și nu sunt împreună cu familia și nu fac activitățile zilnice, cum ar fi mersul cu nepoței la școală, la activități, când de bine, de rău făceau o plimbare, era ceva. În general, pentru toată lumea, consumul de alimente ar trebui redus cu aproximativ 30%. Evident, nu stă nimeni să cântărească acum și să măsoare. Dar e consumul caloric ar trebui redus cu aproximativ 30%. Apoi, persoanele vârstnice oricum ar trebui să consume carne roșie o dată sau de două ori pe săptămână. Nu avem voie să mâncăm carbohidrați, nu este nevoie să mâncăm carbohidrați seara, gen pâine albă, nu știu, cartofi. Dimineața putem să mâncăm o felie, două de pâine integrală, putem să mâncăm și la prânz o friptură cu cartofi și salată. Da, și da, carnea se combină cu cartofi și cu salată, pentru că farfuria completă are toți cei trei macronutrienți, carbohidrații, proteinele și lipidele. Și atunci, ca să iau un exemplu simplu, o farfurie, dintr-o farfurie mare, jumătate ar trebui să fie salata, jumătate ar trebui să fie o bucată de carne slabă, cam cât palma, fără degete, de preferat să fie pregătită la cuptor. Și pe al patrulea sfert, deci am zis jumătate salată, un sfert carne și un sfert să fie trei linguri de orez integral. Sau poate să fie un cartof copt la cuptor sau paste integrale fierte cât iei în mână. Cam asta ar fi farfuria ideală. Apoi, hidratare corespunzătoare. Ce înseamnă hidratare corespunzătoare? Nu toată lumea trebuie să bea 2 litri de apă. Undeva la 35 de mililitri per kilogram corp. Uh-huh. Este bine să bem un ceai de plante seara, dacă nu avem alte afecțiuni sau contraindicații de la medicul curant. Eu, spre exemplu, dorm foarte bine dacă beau seara o combinație de ceai constând în soc, sunătoare și tei. Uh-huh. Mesele. Ar trebui să avem 3 mese și maxim 2 gustări. Se pare că persoanele peste 40-50 de ani, cu atât mai mult peste 65 de ani, mai au nevoie să mănânce chiar la fiecare 3 ore. Deci pot să aibă 2 sau 3 mese principale chiar fără gustări. În schimb, la copii este provocarea, pentru că ei acum au tendința de a se culca din ce în ce mai târziu, transformă noaptea în zi, mai ales adolescenții care urmăresc diverse seriale. Eu nu sunt în temă, dar am tot auzit diverse denumiri. Chiar ar trebui măcar de curiozitate să intru să văd despre ce e vorba în acele seriale. Și atunci ei stau noaptea și se uită la seriale și se trezesc ziua undeva la prânz. De săptămâna aceasta au și vacanță, se pare că nu mai au cursuri online. Și unii nu mai au teme, dar alții au teme sau au început activitățile online. Fetița mea cea mică face corul acum online și au un proiect foarte, foarte frumos. Au și ore de improvizație pentru actorie, ceva cât să-i țină ocupați. Pentru ei aceste activități nu sunt o corvoadă, sunt o modalitate de a-și petrece timpul altfel. Și foarte important pentru toată lumea care stă acasă, să nu ciugulească în continuu, să nu ronțăie din oră în oră, să ronțăie ceva. Pentru că au tendința, dacă suntem acasă, avem tot timpul la dispoziție bucătăria, frigiderul și nu ne mai așezăm să avem o masă. Nu, mesele trebuie să fie ca de obicei, te așezi la masă, mănânci cel puțin un sfert de oră, privești mâncarea, mănânci conștient. Dacă stai împreună cu familia, poți să porți o conversație plăcută și da, la masă se discută și de obicei teme cu mesaj pozitiv, pentru că nu este indicat să ne certăm la masă sau să le facem observație copiilor. Și atunci evităm ronțăielile și respectăm aceste mese. Putem chiar prânzul într-o zi să-l servim împreună cu prietenii, de ce nu se poartă acum petrecerile acestea, virtual barurile, sau eu în fiecare dimineață la ora 9 îmi beau cafeaua cu prietenii, cu prietenele de 2 săptămâni, în fiecare dimineață.
și punem țara la cale. Acum fac mai mult sport decât făceam înainte și înainte mergeam la sală, dar acum nu trece nicio zi în care să nu am o clasă online și coptesc și fetele în activitatea asta. Sunt chiar și activități de sport pentru copii. Yoga pentru copii, Zumba. Este foarte interesantă oferta din piață în zilele acestea. Și foarte important să ne facem agenda în continuare. Eu în continuare îmi fac agenda săptămânală. Seara am consult agenda de pe a doua zi și poate sunt puțin defectă, dar dau și bife la finalul zilei. Cu verde. Cu verde, da. Pentru că dacă... cu verde. Și ceea ce e foarte important, cu roșu. Ce trebuie să rezolv. Și atunci, din ceea ce aveam eu pe listă și nu reușisem să rezolv, pentru că nu am avut timpul necesar, încerc să rezolv bucățică cu bucățică. Și ca să recapitulez, nu facem nopțile zi, nu mâncăm într-una, avem mese distanțate la cel puțin 3 ore, pentru că așa este și la bebeluși, dacă mănâncă mai devreme de 3 ore, îi doare burtica pentru că au colici, ne hidratăm corespunzător, cei 35 de mililitri per kilogram corp, farfuria ideală are jumătate salată, un sfert carne, un sfert un carbohidrat, și am dat exemplu un cartof copt. Facem sport, petrecem timp împreună cu copiii, petrecem timp împreună cu prietenele noastre, fie doar la telefon, fie ne și vedem. Suntem recunoscători la finalul zilei pentru cel puțin 3 lucruri pozitive care s-au întâmplat în viața noastră. Sunt o mulțime de lucruri pe care le putem face și este bine că le-ați și organizat cumva, le-ați sistematizat, le-ați spus mai bine, ați punctat foarte bine, în așa fel încât de mâine o să avem o izolare foarte plăcută datorită sfaturilor pe care ni le-ați dat. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu deosebit, cu bună dispoziție și cu sfaturi utile. Vă pup, dragii mei, și aștept comentariile voastre.